seara, sunt Florina Găzdaru și vă invit să urmăriți știrile Euro TV. Ziua de 15 ianuarie este de 166 de ani un moment al sărbătorii spiritului românesc întrupat în cel care, oricâte deznădejni ne-ar încerca, ne dă temeiuri ca totuși să nu deznădăjduim, așa cum spunea Geo Bogza. De ziua lui Mihai Eminescu se pot spune și scrie multe, însă e obligatoriu să citim din poetul, prozatorul, ziaristul și gânditorul ce ne-a dăruit frumoasa limbă românească. Care mai este anvergura băcăoană într-o zi ce se vrea a fi una a reflecției asupra rostului culturii? Lipsa de preocupare a părinților și neputința școlii de a face față transformărilor, nu neapărat pozitive din societate, au dus la o deculturalizare ce devine pe zi ce trece barbarizare. Indiferența față de lectură, mentalitatea de șmecher și pițipoancă sau educația precară transformă tânăra generație într-o gloată fără sens și lipsită de idei. Unde este salvarea? Puțin din ce în ce mai puțin, mai cred că doar cultura ne poate salva. Eugen Luminescu spune, cultura este finalitatea tuturor societăților. E foarte interesant această afirmație, pentru că, în general, oamenii nu știu de ce trăiesc. Iată de ce trăiesc. Ca să ajungă la un moment dat la acel nivel de umanitate care se numește cultură. Din păcate, în zilele noastre, lucrurile astea sunt trecute cu vederea. Oamenii trăiesc pentru ziua de astăzi și pentru, mă rog, rațiuni mai degrabă materiale. Și revin, cred că este bine că se dedică o zi culturii naționale, chit că în ultima vreme pasiunea sau cum să zic, aptitudinea culturală a românilor pare să fie diminuată. S-a scris mult. Ce se va mai scrie? Părerea mea este că nu trebuie să-l sanctificăm, ci trebuie să-l luăm ca atare, ca un om al acestei culturi, al acestui popor. El și-a iubit această țară, și-a iubit acest popor și în temeiul acesta avem datoria de a-l reciti, de a spune contemporanilor de astăzi la ce gândea el atunci, pentru că pentru mai multe generații el a rostit o seamă întreagă de adevăruri. Prăbușit din punct de vedere economic, cu locuitori blazați și fără speranțe, Bacăul mai deține o zestre culturală. Din păcate, orgoliile provinciale și lipsa de viziune a managerilor numiți politic blochează crearea unui climat care să devină atractiv pentru tânăra generație. Dar speranțe încă există. Bacăul, apropo de Ziua Culturii Române, înseamnă Bacovia, înseamnă Alexandrii și nu numai, Pătrășcanu, Dede Pătrășcanu, poftim, Alexandru Piru, original de pe aici, de la noi. Deci e o vatră de cultură și Bacăul și se cade să nu ne uităm antecesorii și contemporanei. Avem o filială a Uniunii Scriitorilor din România la Bacău. Îmi permis pentru un timp să fiu, să manevrez unele dosare, așa? Deci este o mișcare actuală a literelor românești la Bacău. Avem reviste de cultură, avem posturi de televiziune. În privința Bacăului, el are o anumită istorie și o anumită tradiție, pentru că să nu uităm totuși, Bacău a dat unul din cei mai importanți poeți români, George Bacovia. Bacău are niște instituții culturale solide, mă gândesc la Filarmonica Mihai Jora, la Uniunea Artiștilor Plastici, pentru că sunt foarte mulți artiști plastici buni aici. Există și o filială a Uniunii Scriitorilor, deci există un teatru, există, mă rog, există ceva, muzee și așa mai departe. Problema este cum le gestionăm aceste lucruri și cum încercăm să atragem către fenomenul cultural, general, sile tinere în special, pentru că în legătură cu cei în vârstă, lucrurile s-au cam lămurit. Nu interesează cultura, interesează alte lucruri. Am vrut să aflăm cât mai este știut Eminescu de băcăuan și surprizele au apărut de unde nu ne așteptam. Ce sărbătorim e 15 ianuarie. Da, ziua nașterii lui Mihai Eminescu. Așa, și știți câteva versuri din poeziile lui? Nu,
știu, de un ceafurul. Spune-mi. Hai, lăsați, nu. Câteva versuri, nu, nu e. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră de toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Da, Mihai Minescu. Așa. Și dacă vă rog să-mi recitați o strofă din poeziile lui? Aoleu, m-ați prins. Măcar un verset acolo. Nu pot acum, pare rău. 15 ianuarie... Ceva în Mihai Minescu? Așa. Da, cam așa ceva. Și dacă te rog să-mi reciți o strofă din poeziile lui. Somnoloase păsărele, somnoloase păsărele, pe la cuibul se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Cu prilejul Zilei Culturii Naționale la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, publicul a fost invitat să participe gratuit la expozițiile aflate atât la Muzeul de Științe ale Naturii, cât și la Vivariu. Ziua Națională a Culturii, aflată la a șasea ediție, este un eveniment inițiat și promovat de Academia Română și se sărbătorește începând din anul 2011, în ziua de 15 ianuarie, dată care marchează nașterea poetului național Mihai Eminescu. Sărbătorind cultura, muzeele care și-au deschis astăzi porțile au ademenit invitații cu intrarea gratuită. Ce organizează muzeul cu acest prilej? Acest prilej, fiind cunoscut că Eminescu a iubit natura atât de mult încât a scris foarte multe poezii cu temă inspirată din natură, inspirată din tot ceea ce a văzut în jurul lui frumos și impresionant, pentru Băcăuani, expozițiile noastre atât de la Muzeul de Științele Naturii cât și de la Vivariu sunt deschise gratuit pentru toată ziua de astăzi. Publicul a avut ocazia să admire expozițiile permanente Păduri din România, Ocrotirea naturii și Flori din adâncurile terei, precum și Sera cu plante ornamentale, expozițiile temporare Din lumea fluturilor, Simțurile animalelor nocturne, Aloe vera, planta minune, expozițiile permanente Pești autohtoni și exotici, Reptile și amfibieni, Păsări exotice și Rase de porumbei la secția Vivariului. De asemenea, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă, a adus argumente lămuritoare legate de motivul sărbătoririi Zilei Naționale a Culturii în data de 15 ianuarie. Iată, se împlinesc 6 ani de când noi românii sărbătorim Ziua Culturii Naționale. Este o zi care coincide cu data la care s-a născut acum 166 de ani marele nostru poet Mihai Eminescu. 15 ianuarie este pentru instituția noastră și începutul anului cultural. De aceea ne-am gândit că ar fi oportun și ar fi binevenit să îl invităm pe domnul profesor universitar dr. Ioan Dănilă de la Facultatea Vasile Alexandrii din Bacău să ne vorbească despre cultura locală în contextul culturii naționale. Momentul a fost încheiat în acordurile artistului Florin Țuțuian. E bine scui remușcarea duolului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, e bine scui este chipul infinitului din noi. Camera Deputaților a adoptat la 16 noiembrie 2010 un proiect de lege prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naționale. Act normativ ce a întrunit 175 de voturi favorabile, unul împotrivă și 2 abține. Consiliul Local al Municipiului Bacău l-a votat viceprimar pe alesul liberal Ilie Bârzu. El ia locul lui Vasile Tescaru, care a demisionat luna aceasta. Primarul Romeo Stavarache urmează să stabilească responsabilitățile pe care le va avea noul viceprimar. Dintr-un total de 21 de consilieri locali, 20 au votat pentru. Astfel, Ilie Bârzu a fost votat ca viceprimar al municipiului Bacău. El s-a bucurat de susținerea grupului consilierilor liberali, care dețin majoritatea absolută în mini-parlamentul local.
Proaspătul conducător al primăriei a declarat că își asumă responsabilitățile și crede că va face față provocărilor funcției. Vreau să depășim situația lipsei de încredere în care nimeni nu mai ascultă pe nimeni și nu se face mare lucru. Nu am venit să pun pe nimeni la treabă, am venit să muncim împreună pentru binele municipiului Bacău de dimineață până seara. Pentru că altfel nu avem șanse să fim credibili. Lucrurile bune și trainice se pot realiza doar în echipă și de aceea am nevoie de ajutorul fiecare dintre dumneavoastră. Îmi doresc o administrație mai aproape de cetățeni, să coborâm primăria de pe pedestal și să facem administrație la fiul ierbii. Ilie Bârsu a fost ales în 1992 pentru prima dată în Consiliul Local Bacău și a dovedit că este un bun cunoscător al administrației locale și se poate implica în rezolvarea problemelor cetățenilor și nu a fost implicat în cazuri de corupție. Administrația Stavarache a primit în ultima perioadă mai multe lovituri, pornind de la procesele primarului și până la blocarea unor investiții importante pentru Bacău. Liberalii speră că Ilie Bârsu să impulsioneze activitatea primăriei, recunoscut fiind că are forța de a restabili o legătură eficientă cu cetățenii. Din această toamnă, fără excepție, copiii care nu au trecut prin clasa pregătitoare nu vor mai fi înscriși în clasa 1. În aceste condiții, părinții micuților care împlinesc 6 ani până pe 31 august 2016 sunt obligați să înscrie pe copii la clasa pregătitoare. Cei care fac 6 ani după această dată pot să fie înscriși în clasa pregătitoare dacă trec evaluarea psihosomatică. Înscrierile în clasa pregătitoare se desfășoară în școală în perioada 29 februarie-18 martie între orele 8 și 20 de luni până vineri și între orele 9 și 13 sâmbăta. Ministrul Educației a hotărât ca toți copiii care vor împlini 6 ani până la data de 31 august 2016 să fie înscriși la clasa pregătitoare, iar cei care fac 6 ani după această dată pot să fie înscriși în clasa pregătitoare dacă trec evaluarea psihosomatică. Cadrele didactice apreciază foarte mult această decizie și așteaptă cu nerăbdare metodologia care nu a apărut încă. Cât de importantă este clasa pregătitoare? Este foarte importantă clasa pregătitoare. Fără ea nu s-ar putea trece la clasa 1, deoarece aici se pun bazele cunoașterii. Aici învățăm literele mici și mari de tipar, învățăm numere în concentru 031, învățăm să ne purtăm, învățăm să cooperăm, să colaborăm, să muncim în echipă. Aici se pun bazele cunoașterii. La clasa pregătitoare este foarte, foarte importantă, după părerea mea. Desigur, consideram în luna septembrie că nu este atât de important ca un copil de 6 ani să vină la școală și să facă clasa pregătitoare înainte de clasa 1. Este pentru prima oară în 25 de ani de carieră când mă confrunt cu așa ceva. Trebuie să vă mărturisesc că după câteva luni de școală, părerea mea s-a schimbat. Nu privind aspectul cognitiv, academic, cât privind dezvoltarea personală. Consider că este foarte important să existe o clasă care să te pregătească pentru înscrierea ta în clasa 1, deoarece între grădiniță și școală nu există nicio punte, niciun pod. Părinții nu sunt pregătiți pentru a efectua această trecere de la grădiniță la școală. Doamnele educatoare fac în măsura în care timpul le permite, iar noi, când copiii veneau în clasa 1, ne axam foarte mult pe procesul cognitiv, pentru că este o programă de respectat. Elevii înscriși la școala de circumscripție în clasa pregătitoare vor urma automat cursurile primare la această școală. După ce au loc înscrierile la școlile la care elevii sunt arondați, pe locurile rămase libere va avea loc înscrierea copiilor care nu locuiesc în acele zone. Școala de circumscripție este școala căreia îi sunt arondate locuințele aflate în apropierea sa. Totalitatea străzilor arondate unei școli formează circumscripția școlară. Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripției este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice. Sunt aprobați copiii din circumscripție și apoi probabil pot să vină și din alte comune, orașe apropiate, de oriunde, depinde și de unde este părintele, unde lucrează, unde are locul de muncă. De ce este atât de important să fie admiși întâi copiii din circumscripția școlii?
Păi așa mi se pare normal să fie. Ei locuiesc foarte aproape, au domiciliul apropiat și apoi ceilalți care doresc să vină la o școală anume. Părinții pot afla cărei școli este arondat copilul de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, unde vor fi publicate circumscripțiile școlare, planul de școlarizare și numărul de clase pregătitoare alocate. Înscrierile în clasa pregătitoare se desfășoară în școală în perioada 29 februarie-18 martie, între orele 8:20 de luni până vineri și între orele 9:13 sâmbăta. Programul Rabla va continua și în 2016 fără mari schimbări față de anul trecut. Ministrul Mediului Cristiana Pasca-Palmer a precizat că mașinile electrice devin o prioritate și în viitor va trebui evaluat programul Rabla din punct de vedere a eficienței lui pentru mediu. Nici timbrul de mediu, care este de aproape 3 ani în vigoare, nu va fi schimbat. Programul Rabla 2015 a fost valabil pentru orice mașină mai veche de 8 ani, predată până pe 11 decembrie. Programul Rabla a fost apreciat atât de public cât și de industrie, însă ministrul mediului vrea un studiu pentru a se vedea cu cât s-a îmbunătățit calitatea aerului în cei 10 ani de funcționare a programului. Pe de altă parte, ministrul mediului anunță că va fi stimulată vânzarea de mașini electrice, mai ales că există o inițiativă a Fondului de Mediu pentru susținerea achiziției de mașini electrice. În Rabla au fost anul trecut 25.000 de tichete, din care 20.000 pentru persoane fizice, iar prima decasare a fost de 6.500 lei. Anul acesta, prima decasare din Rabla ar putea fi folosită și pe post de avans în programul Prima Mașină, care nu a avut deloc succes în 2015. Anul acesta nu există intenția de a schimba timbrul de mediu, mai ales că timbrul aduce venituri extrem de importante pentru bugetul mediului. Timbrul a intrat în vigoare la 15 martie 2013 și un timp piața mașinilor second-hand a fost blocată de taxele mai mari pentru cele mai vândute mașini, cele Euro 3 și Euro 4. Conform unui comunicat de presă emis de Direcția de Sănătate Publică Bacău, de la începutul anului și până în prezent s-au înregistrat peste 1000 de cazuri de îmbolnăviri ale aparatului respirator. Nu toți pacienții au necesitat internare. Din totalul de cazuri prezentate la medic, doar puțin peste 100 de persoane au rămas sub supraveghere medicală. Se pare că cea mai vulnerabilă grupă de vârstă în fața răcelilor de sezon este 0-15 ani. În cazul copiilor s-au înregistrat în total peste 1400 de îmbolnăviri. Medicii recomandă o atenție sporită la îmbrăcămintea din această perioadă, dar și la alimentație. Să nu uităm importanța fructelor și legumelor proaspete, care întăresc imunitatea și feresc organismul de îmbolnăviri. Vă prezentăm în continuare prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, precum și alte informații pe scurt. Oh,
Aici punem punct jurnalului de astăzi. Echipa Euro TV vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară liniștită. La revedere!